timp ce recitea și spunea, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Oare ești și tu acolo? Ești în acel tu? Ce te frământă? Mi-a zis Duhul Sfânt să te întreb. Ce te frământă? Vreau să stai cu ochii închiși. Cu ce îți frămânți mintea? Care sunt gândurile tale care te frământă? Asemenea unui aluat pe care îl lovești îl pui dintr-o parte în alta și te frământă, te frământă. Tot trec prin mintea ta gânduri, 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 gânduri. Știi că gândurile acestea nu sunt de la Dumnezeu? Știi că îngrijorările acestea sunt un afront la puterea lui Dumnezeu? Crezi tu că Dumnezeul tău este tare? Crezi tu că Dumnezeul tău este viu? Crezi că Dumnezeu te-a chemat la mântuire? Crezi că e puternic Dumnezeul tău să te ducă mai departe pe drumul credinței, să te debarasezi de orice lucru rău, aruncă orice, aruncă asupra lui, spune Sfântul Apostol, toate îngrijorările tale dă la o parte frământările, mintea care se frământă, se frământă, se frământă. Dacă se întâmplă asta, dacă se întâmplă asta, dacă se întâmplă asta, dacă se întâmplă asta. Nu-ți mai frământa mintea, retragi din aceste stări de frământare și spune Domnului, Doamne, toate aceste stări le pun în mâinile tale. Vreau ca prezența ta să alunge îngrijorarea. Ai sunt suflete care au nevoie de o intervenție supranaturală. Te frămânți, ridic o mână dacă te frămânți. Înseamnă că e vorba despre tine și trebuie să ne rugăm. E vorba despre sufletul tău care se frământă de multă vreme, te îngrijorezi, iar te îngrijorezi, iar te frămânzi. O să intrăm în această rugăciune în care trebuie să vii cu îngrijorarea ta personală. Să nu te interesezi ce zic oamenii. Iisus Hristos este prezent în locul acesta. Am regat-o, -o, nadis. Pune îngrijorările tale în mâna lui Dumnezeu. Alungă frământările și zi Domnului, Doamne, tot ceea ce frământ e o mintea mea, mi-aduce mai multă tristețe, mai multă panică, mai multă nesiguranță, mai multă emoție pentru viitorul meu. Alungă îngrijorările în seara asta. fă efortul prin credință, prinde pe toate și alungă-le. Aruncă-le în fața lui Iisus Hristos, aruncă-le înaintea piciorului cruci. Isus, Iisus Hristos este Domnul să-ți dea pacea, să-ți readucă liniștea în numele Lui Iisus, îngrijorările tale să fie anihilate, să fie șterse în numele Lui Iisus, frământările tale să plece din mintea ta. Este prezent aici Domnul care e gata să-i libereze, este prezent aici Domnul care are un viitor binecuvântat pentru tine, pentru casa ta, pentru familia ta, pentru familia și pentru membrii din casa ta. Există putere în numele Domnului. Nu te mai frământa ca Marta, pune-te la picioarele Domnului ca Maria și zi, Doamne, mă smeresc, continui să mă smeresc înaintea Ta, pun totul în fața Ta, haide să intrăm în această rugăciune. Nu ne rugăm pentru nicio altă cauză decât pentru loviturile care sunt la nivelul minții tale, pentru atacurile care vin și te frământă satana de dimineața până seara și vin și vin și vin și vin, și vin asupra Ta. Aș vrea să punem toate îngrijorările în mâna lui Dumnezeu. Aș vrea să-i spui Domnului, Doamne, mă încrede în Tine orice s-ar întâmpla. Mă bazez pe mâna ta, mă, mă asigur, Doamne, și mă asigur din nou că mâna ta mă ține, Doamne. Că pe stâncă rămân puternic, ne rugăm cu toții.